Odată cu transformarea direcției APACAN în societate comercială, ne recontinuăm proiectul cu, după ce le luăm licența de operator, le luăm activitatea pentru a ne deservi area de operare, prin care noi până la urmă aveam licență pentru comunele pe care le deserveam noi, Mosca, Todirești, Hărmănești și Cotnari. Urmând să ne extindem activitatea pentru Cristești, Stolnicem, Prăjescu, Cucuteni și Ruginoasa, oarecare care le deservim noi, care sunt zonă, care sunt și hotărâși de Consiliu. Asta începând de la anul, sperăm să reușim să organizăm această asociație, noi, în care noi să fim operatori, iar primare să formeze o asociație care să poată și să-și rezolve problema cu privire la apă și canal în zonă. Momentan lucrăm în locuirea unor 3 km de conductă în comuna Cotnari, satul Cărjoaia, unde avem pierderi foarte mari. Acolo comuna a pus la dispoziție și am încheiat un act de parteneriat între cele două unități. Am pus la dispoziție materiale și cei 3 km de țeavă, urmând ca noi cu forțele noastre să facem